Distinși invitați, stimați părinți, dragi colegi și absolvenți, numărată audiență, bun venit la festivitatea de absolvire a promoției 2017. Mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre tuturor. Mulțumesc frumos reprezentanților Consiliului Local, doamna consilier Iulia Sămărghinean, domnul consilier Paul Năstase și reprezentantul părinților, de asemenea membru Consiliului de Administrație, domnul Daniel Borcu. Pentru început, aș dori să dau cuvânt invitaților, apoi să continuăm festivitatea de absolvire. Voi da cuvântul reprezentantului domnului primar Cristian Matei, doamnei consilier Iulia Sămărghinean, apoi reprezentantului părinților, domnului Daniel Borcu. Vă rog! Căutați să vă însușiți un stil de viață sănătos.
mâncați sănătos, mișcare zilnică și odihnă la timp. Și atenție la țigări, alcool și drog. Sănătatea e și trebuie să fie importantă pentru voi. Pe lângă domeniul fizic, domeniul intelectual, problema să fie o provocare. Continuați să vă dezvoltați intelectual, să vă măriți aria cunoașterii, să vă dezvoltați în continuare o minte scripitoare. România are nevoie de minte scripitoare. Citiți, străduiți-vă să înțelegeți ceea ce citiți sau ceea ce sunteți învățați de profesorii voștri. Măriți-vă în continuare aria cunoașterii. Pe lângă domeniul fizic și domeniul intelectual, domeniul social e foarte important. Noi suntem creați ca ființe relaționale, așa că relațiile sunt foarte importante pentru noi. De altfel, această festivitate este o dovadă vie că relațiile sunt importante. Suntem aici pentru că vă iubim, pentru că vrem să fim alături de voi la momentele și evenimentele importante din viața voastră. Așadar, învățați mereu cum să fiți niște prieteni adevărați. Arătați cinste și respect părinților, profesorilor voștri, liderilor voștri, cinstiți, onorați. Străduiți-vă să dezvoltați relații sănătoase cu oamenii din jurul vostru. Pe lângă cele trei domenii, fizic, intelectual și social, dar fac la domeniul foarte important din domeniul spiritual. Suntem o țară creștină. Credința în Dumnezeu, iubirea de Dumnezeu, citirea Bibliei trebuie să fie o prioritate și pentru voi. Căutați să cunoașteți mai mult pe Dumnezeul care v-a creat, care v-a susține viața, care v-a dat sănătate, care v-a făcut așa de frumoși. Fiți interesați să-L cunoașteți pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Voi doriți să aveți succes în viață. Iisus a spus despre sine că El este viața. De altfel, pentru cele patru domenii de viață pe care trebuie să le dezvoltați, m-am inspirat din Biblie, din viața lui Iisus, din copilăria lui Iisus. Așadar, căutați să dezvoltați toate cele patru domenii pentru ca viața voastră să fie împlinită. Dacă dezvoltați toate cele patru domenii, cel fizic, intelectual, social și spiritual, veți beneficia de multă armonie și înțelepciune în viață. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dragile, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe drumul pe care mergeți înainte, să fie cu voi. Dumnezeu să binecuvinteze părinții, bunicii, fraților, aerilor, Dumnezeu să binecuvinteze cadrele didactice, Dumnezeu să binecuvinteze școala Tudor Mureșani. Te mobilizează să reacționezi, să evoluezi, de la statutul de nuvice la cel de inițial. Rolul decisiv în educarea copiilor îl are și la întotdeauna școală. Îndemnul meu, în calitate de profesor și director, este să prețuiți școala pentru a prețui educația pe care sunteți dispuși să o primiți. Toți prețuim ceva și adesea descoperim că viața noastră gravitează în mod natural către ceea ce este mai important pentru noi. Un astfel bun îți va arăta drumul când ești înțeles că l-ai depășit. Viața pe care o trăiesc oamenii este o călătorie prin care se educă. A fi om nu înseamnă nimic altceva decât a fi responsabil. A trăi și a simți cum fiecare pas pe care îl facem înainte construim, de fapt, lumea, spunea Antoine Saint-Exupéry. În acest an școlar, am făcut mulți asemenea pași și cred că această lume se construiește și prin noi. Rezultatele școlii nu se datorează indivizilor, ci întregii echipe. Iar această echipă a avut în anii școlari precedenți o conducere pe care o apreciez. Mă refer la doamna Vicenția Amelie și Carmen Sechei. Sunt convinsă că ceea ce s-a început va fi dus mai departe cu același rezultat remarcabil împreună.
să ne bucurăm și să sărbătorim împreună tot ceea ce am realizat în cursul acestui an școlar, să evidențiem rezultatele noastre. Stimați părinți, vă mulțumesc pentru implicarea în viața școlii, în susținerea proiectelor și activităților educaționale. Sunteți parte a educației copiilor prin modelul propriu de conduită, atitudine și un exemplu frumos de urmat. A fost important să vă înțelegeți rolul, responsabilitatea și să acționați corespunzător în așa fel încât să vă susțineți copiii în acțiune și decizie, iar dascălilor să le dați libertatea și sprijinul în a educa. În acest context de sărbătoare și bilanț, putem afirma toată convingerea că avem în spate o impresionantă muncă și efort concentrat. Am visat, apoi am proiectat, ne-am făcut griji, ne-am luptat, dar în majoritatea cazurilor am izbândit. Închei aceste gânduri cu versurile poetului Nicolae Labiș. Generații secate se sting, tinerii râd către stelele reci. Cine își va pierde credința în izbândă pe aceste mereu mișcătoare poteci? Noi niciodată nu. În continuare, pentru următorul moment al festivității, doresc să premiem șefii de promoție. Cu mare, mare bucurie vă anunț că în acest an avem 6 șefi de promoție care au absolvit cele 8 clase cu media 10. Așadar, felicitări, Viviana Dragoste! Felicitări, Andrei Suciu! Felicitări, Maria Urian! Felicitări, Maria Cristina Stoica! Felicitări, Diana Ghișa! Felicitări, Ioana Baraș! De privirea pe care mi-a aruncat doamna invențată din anul probleme,
De ce e la vorba Doamnei Căperan? Cum mă satisface răspunsul tău? Din existența Doamnei Sechei în legătură cu portofoliile și cele 30 de probleme suplimentare, de pasiunea cu care Doamna Gorupăi își preda lecțiile și de principiile Doamnei Bobie. Mulțumim și felicitări încă o dată. În continuare, îi invităm pe reprezentanții claselor a 8-a și anume pe Alexia Pascu, Constantin Dumitriu și Luana Cena, să preia cheia și albumul și de asemenea să adreseze câteva cuvinte a profesorilor și domnului. Vă rog, reprezentanții claselor a 7-a. În acest an școlar am avut o misiune foarte importantă pentru
aceea de a ridica standardele de performanță la care am ajuns, concretizate rezultatele deosebite obținute la olimpiade și la olimpiade și concursuri. Efortul nostru comun, elevi, profesori și părinți, prin parteneriatul nostru, Școala Gimnazială Teodor Bunoșanu este un model și un reper la nivelul comunității noastre. În acest an școlar, elevii claselor au optat participat la diferite concursuri și olimpiade școlare, iar ca urmare îi premiem pe cei care au obținut rezultatele cele mai bune. Se acordă elevei Iliana Dragoste diplomă pentru calificarea la etapa județeană a Olimpiadei de limba română. Felicitări! Elevei Ioana Baraș se acordă mențiune la Olimpiada de limba și literatura română. Diploma pentru obținerea mențiunii la Olimpiada de limba engleză, etapa județeană. Felicitări! Se acordă diploma pentru calificarea la etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză de elevei Maria Cuian. Diplomă pentru calificare la etapa județeană a Olimpiadei de Geografie, elevei Rebecca Nemetiu. Se acordă diplomă pentru rezultatul la faza județeană a Olimpiadei de Științe Junior, elevei Andreea Bulgar. Mențiune pentru eleva Maria Teodora Cuian la faza județeană a Olimpiadei de Științe Junior. Pentru revista Școlii, revista Școlii Noi a obținut mențiune la faza județeană a concursului național a revistelor școlare din echipa de redacție. Felicităm pe elevul Andrei Oarcă. De redacția revistei Noi, felicităm pe eleva Diana Săpuran Hădărian. Felicitări încă o dată și aplauze. Premiul al treilea, Diana Tudean.
Andrada Boba. Lavinia Dragoste. Valentina Scriver. Diana Bocanu. Ana Maria Ciocoi. Andrei Pim. Și Joshua Paul. Felicitări!
Ișan Paul Cătălin. Sim Dorina Maria. Cristian Clara Isabel. Kish Alexandru. Kerekeș Bianca. Și Mateo și Gheorghe. Vă felicit pe toți, sunteți minunați! Felicitări încă o dată vouă, părinților, domnilor diriginte și cadrelor didactice care v-au predat în cei 4 ani. În continuare, elevul din a 7-a B, Gadiel Petrache, a dorit să ne ofere o surpriză, un cântec, să ne simțim bine. Haide, Gadiel! Această melodie am compus-o cu tatăl meu în 2 zile pentru fiecare dintre dumneavoastră și sper să vă placă. Soare la mare.
viața mare, cu soare. Succes la sorta de examene și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine, că pot să fiu prieten cu voi și vă mulțumesc și vouă că ați venit astăzi să ne auziți și vă mulțumesc! Mulțumim frumos, Daniel! În continuare, elevii claselor a 8-a au dorit să ne ofere o surpriză. Vă mărturisesc că nici eu nu știu de succes Europa, dar m-am asigurat domnii diriginți că ne va plăcea și ne va încânta. Haideți să-i aplaudăm și așteptăm!
echipă de doamne profesoare, Codruța Botezan, premiul pentru cea mai iubitoare profesoară. Se acordă doamne profesoare Mariana Drăban pentru cea mai practică profesoară. Se acordă doamne profesoare Cristina Mitrăuș premiul pentru cea mai dumnezească profesoară. Se acordă domnului profesor Alin Bâlcu premiul pentru cel mai picturat profesor. Se acordă domnului profesor Florin Potola premiul pentru cel mai conectat profesor. Se acordă doamnei profesoare Gianina Silvia Matei premiul pentru cea mai fashion profesoară. Se acordă doamnei profesoare Carmen Sechi premiul pentru cea mai electromagnetică profesoară. Se acordă domnului profesor Octavian Grant premiul pentru cel mai tricașcă profesor. Cel mai pitagoric profesor. Se acordă doamnei profesoare Micaela Bădărean premiul pentru cea mai reactivă profesoară. Se acordă doamnei profesoare Ana Coloboi premiul pentru cea mai amabilă profesoară. Se acordă doamnei profesoare Lucica Irinia premiul pentru cea mai veselă profesoară. Se acordă doamnei profesoare Andreea Oarcă premiul pentru cea mai melodioasă profesoară. Se acordă doamnei profesoare Ioana Tiscu premiul pentru cea mai ambițioasă profesoară. Se acordă doamnei profesoare Viorica Pleșoiu premiul pentru cea mai indulgentă profesoară. Spirituală profesoară. Se acordă doamnei profesoare Anca Mureșan premiul pentru cea mai sufletistă profesoară. Se acordă domnului profesor Flaviu Macfilie premiul pentru cel mai în formă profesor. Se acordă domnului profesor Sebastian Bălaș premiul pentru cel mai acordat profesor. Se acordă doamnei profesoare Iulie Ghezant premiul pentru cea mai neadormită, nedormită profesoară.
mea, reprezentanții Catedra 7 a oferit floare absolvenților din anul 2016.
colegilor, tuturor celor prezenți. De asemenea, mulțumim gazdei noastre, Teatrului Aurel Manea, pentru bunăvoința de a ne primi în acest spațiu minunat. Încă o dată, numai bine tuturor și, cum spuneam în ultimul discurs, drum plin în viață.